Hai să salut eu, săracu, și bine v-a regăsit la un nou episod de Bidwords. Astăzi vreau să vă arăt cum funcționează ligile, pentru că doar ce au apărut, și vreau să vă arăt cum funcționează toate celelalte chestii pe care nu am apucat să vi le prezint pe videoclipul anterior, pentru că nu le aveam încă deblocate. Am așteptat ceva timp să apară ligile pe jocul ăsta, pentru că tot scrie aici jos că liga începe în 5 zile, 4 zile, 3 zile, și într-un final a venit și liga pe Bidwords 3. Eu sincer mă așteptam să funcționeze destul de asemănător cu Bidwords 1, mai exact te bagă cu, nu știu, 30-40 de player, ceva de genul ăsta, într-un top, și până la finalul ligii cine reușește să facă cel mai mare profit ajunge în top, iar primii 5 primesc un premiu și intră în liga următoare. Dar pe Bidwords 3 funcționează puțin mai diferit, de fapt funcționează total diferit dacă mă întrebați pe mine, pentru că aici există o colecție de ligă, ca să zic așa, și practic îți expui 5 obiecte și valoarea totală este punctajul tău de la ligă. Primii 5 primesc un premiu și merg în liga următoare, restul practic rămân în aceeași ligă sau scad cu o ligă mai jos. Ăsta este punctajul meu momentan și vedeți că am 40.000 de $750. Ideea e următoarea. Pentru liga asta, nu știu dacă așa o să funcționeze în fiecare ligă, dar pentru liga asta, obiectele uncommon, adică cele verzi, primesc plus 4900% valoare. Asta înseamnă de 49 de ori mai mult, ceea ce înseamnă că e cel mai smart să pui obiecte rare aici, obiecte rare cât mai scumpe, ca să zic așa. Asta este momentan colecția mea, nu este colecția definitivă, e doar ce am intrat și eu la ligă și am dat aici autocomplete și practic mi-a pus cele mai valoroase obiecte rare ca să am cel mai mare punctaj, dar cu siguranță o să farmez și o să încerc și o să ajung cât mai sus, pentru că vedeți că în momentul de față sunt pe locul 14, ceea ce nu e tocmai, nu o să primesc, o să primesc $400 și 15 energie, ceea ce nu mă prea încălzește, dar pe locul întâi primești o cutie de asta care de obicei conține bani, conține gemuri, energie, chestii de genul ăsta, plus 5 gemuri, plus $2000 și plus 60 energie. Nu mă interesează așa de mult 60 energie, de fapt nu mă interesează, în afară de gemurile alea, alea 5 gemuri care sunt interesante și $2000, nu mă interesează nimic, mă interesează să ajung în liga următoare, pentru că liga următoare premiile o să fie mai bune și practic vreau să ajung în ultima ligă pentru că îmi place foarte mult jocul ăsta. Bun, ce vreau să facem astăzi? Vreau să vă arăt toate chestiile pe care nu vi le-am prezentat pe videoul de prezentare la Android Gamer, pentru că efectiv nu le aveam deblocate. Dar înainte de asta vreau să facem și câteva, vreau să mergem la niște licitații și mai exact vreau să mergem la o licitație cu mașini, pentru că după părerea mea astea sunt cele mai interesante și pentru astea ai și un cooldown de 7 ore. Odată ce ai intrat la o licitație cu mașină, va trebui să aștepți 7 ore până să mai poți să intri la alta. Așa că hai să-i dăm drumul la asta și sper să fac rost de o mașină destul de slabă ca să pot să o dezasamblez. Ok, asta nu știu dacă e tocmai slabă. Și în momentul de față am nevoie de două scaune ca să repar o mașină pe care o am deja. Nu, nici nu știu cât valorează caroseria asta de mașină. Începe 3600, 3800, cred că o să ajungă undeva pe la 6400, undeva pe acolo. Ar fi ok 6400. Ok, 6000, am reușit eu să o cumpăr cu 6000. Ce mi-aș dori eu este ca într-una dintre cutiile astea să fie un scaun de mașină, pentru că de obicei la licitațiile astea găsești multe componente de mașină. Junk, oh come on. Caroseria asta cât valorează? 4500, ok. 4500. Păi în cazul ăsta nu știu sigur dacă vreau să o dezasamblez sau nu, pentru că poți să faci chestia asta odată ce spică și o roată, o să iau și pe asta. Bine, atunci alte chestii care mă interesează sunt obiecte rare, scumpe, ca să zic așa, ca să le pot pune la ligă, dar nu știu dacă e locul potrivit pentru așa ceva. Ok. Și cam asta e, minus 90. O să iau caroseria cu mine și cred că o să o pun. Pentru 4500 nu e tocmai smart ce fac eu aici, dar o să iau caroseria asta și o voi dezasambla. Și o să iau și roata, presupun. Engine-ul nu mă mai interesează chiar așa de mult. Mereu să păstrați chestiile legate de mașină. O să vă explic imediat de ce. Dar engine-ul e o chestie pe care o găsiți și pe Global Market. Și o să vă arăt cum funcționează chestia asta, pentru că atunci când v-am prezentat jocul, nu, o să iau doar astea două, restul nu mă prea interesează. De obicei mă uit și la reclamă și vă recomand să vă uitați la reclamă, pentru că uitați-vă și voi ce diferență, dar suntem pe video și n-am chef să mă uit la reclame. Bun, motivul pentru care am nevoie de scaun, fraților, este că am găsit cea mai scumpă momentan. Momentan, cu siguranță o să mai apară update-uri. Și o să apară și mașini mai scumpe, dar asta este cea mai scumpă mașină din joc în momentul de față. Se numește Famborlini. Nu știu exact ce ar vrea să însemne asta, poate o fi un Lamborghini, nu se știe. Da, ideea e că n-au drepturi de autor și gen fac parodii după nume ca să nu aibă probleme cu drepturile de autor. Mă rog, ideea e următoarea. Am nevoie, gen odată ce ai găsit o carcasă de mașină, o caroserie de mașină, de multe ori trebuie reparată, de 99% din cazuri. Nu știu dacă poți să găsești, cu siguranță poți să găsești una deja asamblată, una bună, ca să zic așa, dar n-am găsit
niciodată. Ideea e că odată ce ai găsit caroseria, o aduci aici la mecanic și îți zice de ce ai nevoie. Spre exemplu, eu am avut nevoie pentru mașina asta de două roți, dacă nu mă înșel, motorul pe care i l-am pus, două scaune de care nu am mai găsit și o ușă. Deja am pus toate piesele, mai puțin scaunele pe care încă nu le am și astea sunt cam cea mai rară chestie din joc și cea mai utilă, ca să zic așa. Da, în continuare o să mai caut scaune. Odată ce ai asamblat toate chestiile de care ai nevoie, durează 2 zile. Bine, te poți uita la 10 reclame în total ca să dai skip la timer, dar de regulă durează 2 zile până se asamblează mașina și odată ce ai asamblat-o, o poți vinde sau o poți pune în garaj, pentru că la casa ta există și un garaj și un port unde poți să ții bărcile și un, nici nu știu, un helipad, cum se numește chestia aia unde ții avioanele, da, pentru că o să poți să ai și avioane. În momentul de față poți să vând mașina la $9,500, ea mi se pare că e undeva la $22,000 dacă reușesc să o repar, deci momentan mai aștept pentru că vreau să mai fac rost de două scaune. Și dacă vreți să faceți rost de scaune, fraților, vă puteți duce aici la scrapyard și aveți chestiile basic, gen puteți să puneți aici iteme ca să obțineți cuie și cărămizi, chestii cu care vă upgradați orașul și vă upgradați clădirile și chestii de genul ăsta, sau puteți să vă duceți la mountable și aici puteți să puneți o mașină, puteți să puneți orice fel de mașină. Eu o să pun beep-ul, nu jeep-ul, o să pun beep-ul ăsta aici. Maximum reward between 3 and 7. Asta nu e tocmai smart, nu vă recomand să faceți chestia asta, pentru că odată ce o puneți aici, o să primiți chestii de mașină, o să primiți ori roți, ori scaune, ori motoare, ori uși. Și primiți pentru asta, eu spre exemplu o să primesc între 3 și 7 componente de mașină. O să o pun aici, o să dureze ceva până se dezasamblează și pe măsură ce se dezasamblează, primesc componente de mașină. Eu sper să primesc 2 scaune ca să le pot pune la mașina aia, după care să o vând. Din nou, asta nu e tocmai smart, pentru că mașina asta e foarte scumpă. Bine, foarte scumpă, 4500, este destul de scumpicică și eu o să primesc în total, nu știu dacă o să scot din toate obiectele pe care le primesc, nu știu dacă o să primesc 2000, cred că 2000 e mult, dacă primesc 2 motoare și nu, sub nicio formă nu cred că o să scot 2000 din mașina asta, dar odată ce fac rost de 2 scaune pot să cresc valoarea famborliniului, pot să cresc la 22.000, nu mai știu exact cât valorează Lamborghini-ul ăla, dar ideea e că e profitabil pentru mine, ca să zic așa. Și dacă nu găsiți scaune, pentru că din nou sunt destul de rare, puteți să faceți și chestia asta, dar faceți-o cu mașini cât mai ieftine, nu puneți acolo caroserii foarte scumpe. Hai să vedem ce avem și la shop, să mai vindem una alta. Am găsit ofertă pentru asta, 125%, pretty nice, asta chiar e pretty nice, pentru tabloul ăsta, 20%. Cu siguranță pot să fac rost de o ofertă mai bună, nu accept pe asta, 250%, dar asta e destul de bine, 20% pentru un obiect legendar, aș putea să accept chestia asta, dar aș vrea să fie măcar pentru obiectele legendare, vreau să fie măcar 50% și mai durează doar 31 de minute, dar dacă iar prind o ofertă nașpa, adică aș putea să prind și minus 50% să zicem, după aia iar va trebui să aștept 2 ore jumate sau ceva de genul ăsta până se vinde, dar am de gând să mă risc pentru că de ce nu la urma urmei. 30% e epic, da, o acceptăm și pe asta și am ceva de vânzare. În momentul de față nu am nimic de vânzare. Hai să mergem la o licitație ceva mai scumpă. Am putea să mergem la Bismarck. Astea, cu cât e mai grea licitația, cu cât e o dificultate mai mare, cu atât ai șanse mai mari să pierzi mai mult. Pe de altă parte, funcționează și invers, doar că nu prea se aplică, ca să zic așa, pentru că cu cât licitația e mai grea, cu atât ai mai multe obiecte care trebuie duse la facultate sau trebuie curățate sau trebuie reparate și chestia asta durează timp și prefer să le am efectiv în stare bună direct atunci când le iau. Hai să-i dăm aici, îmi recomandă să am $10,000 și am $10,000. Hai să vedem despre ce e vorba. Ce-mi doresc de la licitația asta este să fac rost de un obiect rar, adică de un obiect verde care să valoreze foarte mult. Un obiect pe care îl știu sigur că valorează... aia totuși e albastră ca și realitate, dacă nu mă înșel. Și uitați-vă câte obiecte murdare și stricate și... xilofonul ăsta parcă valorează și el destul de multicel. Hai că mă bag la 5600. Deja din 8 obiecte am descoperit că am cel puțin 6400. Ce n-am scanat de aici? Sabia asta care... You don't see that every day, da. Hai să mai dăm. Și presupun că mai sunt și chestii în cutii, pentru că am cam scanat tot ce era de scanat, să zic așa. 211. Să sperăm că mai sunt chestii în cutii. 11.000. Hai că dau 11.000. M-aș duce... O să mă duc până în 12.500, de ce nu? Pentru că deja mi-a... Hai să vedem. O să meargă până în 13.000. 12.000, ok, asta e destul de bine, e destul de bine, de obicei mi-au țeapă foarte mare aici, pentru că ăștia se duc foarte sus cu prețul și nu reușesc să-mi scot niciodată banii, 210 pentru asta, 1150, dar după ce
Nu știu dacă e stricată sau murdară, mie îmi pare stricată, ceva îmi spune că o să trebuiască să o repar, dar după ce o repar, cred că o să fie peste, o să fie cam 1750 valoarea obiectului, 500 pentru tricicleta asta și e rară, din păcate, gen nu e albastră, nu verde, m-ar fi interesat ceva verde, King Pop, King of Pop's Glove, 4100, pipa cu 1800, asta e legendară! Nici nu mi-amintesc să o fi Sherlock Holmes pipe, ok, interesant, interesant, nici nu mi-amintesc să o fi găsit vreodată, s-ar putea să fie pentru prima dată, adică de văzut am mai văzut-o, dar nu mi-am permis să cumpăr cutiile unde se afla. Asta ce e? Dracula's Clock, wow, pelerina lui Dracula, asta cu siguranță e nouă și cu siguranță o să o repar sau o să o curăț, nu știu exact ce-i trebuie. Patricia Emerald, am mai găsit chestia asta, din nou e rară, mi-aș fi dorit să fie verde, nu să fie, să fie în common, nu rară. Asta ce e? Roman Republic Silver Diner. Ok, monedă romană, interesant. Interesant și cam astea sunt chestiile. Profit de 25. Din nou, nu scoateți foarte mult profit, dar aici chiar găsiți mereu obiecte foarte rare, cum ar fi pipa lui Sherlock Holmes și pelerina lui Dracula, că man. Pe asta o să iau cu mine și am de gând să o vând. Pelerina, dar vreau să o curăț, cu siguranță n-am mai găsit chestia asta niciodată și nu e de colecție, dar o vreau, efectiv, pare rară pur și simplu. O să iau și asta, o să iau și... Asta e de colecție, dar mi se pare că deja am terminat colecția, cred că o să o iau oricum, cel mai probabil. Asta trebuie reparată, așa urăsc să repar chestii pentru că durează și foarte mult și există șansă de eșec și în momentul în care ai... În momentul în care n-ai reușit să o repari, aș putea să iau și xilofonul. Pentru, n-are destul de multă valoare pentru ligă, ca să zic așa. Și 6 din 6, ok, ne oprim aici cu chestiile. E ceva diferență din nou, eu mereu iau reclamele ca idee pentru că e foarte worth, să zic așa, să iei reclamele atunci când vinzi chestiile. Dar fiind pe video, nu prea am chef să fac chestia asta. Punem la curățat pelerina lui Dracula și punem la reparat, ce era de reparat, sabia de Taci Sword, mă rog, punem sabia asta. Și acum, o chestie super importantă, fraților, dacă dați mereu, vă costă, atunci când vreți să reparați ceva, vă costă niște bani, care automat o să-i scădeți din valoarea obiectului după ce ați reușit să-l reparați și îl vindeți. Pentru o reclamă nu vă costă nimic și aveți 80% șansă, iar pentru două gemuri aveți 100% șansă. Ideea e următoarea, dacă cumva ai pus să-l repare și nu a reușit să-l repare, practic ai pierdut obiectul, dar poți să dai 5 gemuri și ți-l întoarci înapoi în inventar și poți să-l pui din nou la reparat. Așa că cel mai bine, dacă nu vreți să folosiți gemuri, cel mai bine vă uitați la o reclamă. Dar cel mai bine este să folosiți gemuri pentru că aveți 100% șansă și așa știți sigur că pentru două gemuri aveți obiectul reparat. Dacă vă uitați la reclamă sau dați bani și nu vă iese obiectul, după aia va trebui să dați 5 gemuri ca să recuperați obiectul și să-l puneți din nou la reparat. Așa că eu o să dau două gemuri pentru că mi se pare cea mai bună afacere. Două gemuri nu sunt foarte multe. N-am băgat niciodată bani în jocul ăsta și nu am de gând să o fac pentru că, nu știu, nu e genul de joc în care vreau să bag bani. Vreau să efectiv să joc pentru mine și să joc legit, ca să zic așa. Și gemurile se fac destul de ușor, te la reclame, faceți level up și chestii de genul ăsta și primiți gemuri din toate părțile. Și chestiile în joc nu sunt chiar așa de scumpe. Și nu e neapărat ceva care te ține în spate, adică nu e ca și cum ai nevoie neapărată de gemuri ca să poți să progresezi și chestii de genul ăsta. Hai să mergem între timp, nu cred că s-a dezasamblat mașina aia, dar primiți destul de repede. Spre exemplu, nu, momentan n-am nimic, dar nu trebuie să se dezasambleze toată mașina ca să primiți obiecte aici. Pe măsură ce trece timpul, nu știu, presupun că odată la 10 minute, ceva de genul ăsta, vă dă ori o roată, ori un motor, ori un scaun, ori o ușă, ori ceva de genul ăsta. Chestia mea preferată pe care nu am apucat să vă o prezint data trecută când v-am prezentat jocul pentru că încă nu o aveam deblocată, este galeria. Ok, asta nu mai știu exact la ce level o deblocați, dar o deblocați destul de repede. Asta este galeria playerului, ca să zic așa, iar asta este galeria mea. Practic, odată ce ai făcut rost de un obiect, îl poți expune aici. Obiectele expuse aici, nu știu unde... Aici, obiectele expuse aici cresc valoarea asta, practic e punctajul total, este net worth, ăsta e, punctajul este cumva mai important decât levelul, dacă mă întrebați pe mine, dar obiectele cam puse aici primesc 400 valoare în plus, gen pentru doar cât timp sunt expuse, primiți score aici cu 400%, cele în cam 900%, rare 1900, epic 29.000% și legendary 37.000%, deci cel mai bine este să puneți obiecte cât mai mici, ca să zic așa, există și o limită.
Cred că limita asta va crește odată ce faceți level, nu sunt sigur de chestia asta, dar în principiu aș vrea să pun o mașină aici și aș vrea să pun obiecte cât mai scumpe ca să-mi crească valoarea orașului și să ajung cât mai sus în top. Deși în momentul de față nu asta mă interesează, ci mă interesează să arate bine. Am doi dăștea pentru că mi-au plăcut foarte mult, imediat cum l-am găsit am zis vreau neapărat să-l pun în galerie. Am găsit doi, arată foarte bine aici. Avem calendarul Maiaș, de ăsta, pe ăsta nu l-am găsit, am reușit să fac rost de la un de la trade, o să vă arăt cum funcționează. Există și trade cu cu NPC-uri, ca să zic așa. Altă chestie pe care nu v-am arătat-o. Am și doi bonsai, pentru că bonsai efectiv sunt moartea mea, după cum probabil majoritatea știți. Mă rog, capcană Venus, poate o să-mi iau și o de-asta la un moment dat, genuna reală, ca să zic așa, pentru că mereu mi-au plăcut chestiile astea. Masca asta nu știu ce caut aici, asta e foarte scumpă. Casca de roman care mi-a plăcut. Mă rog, în momentul de față țin chestiile care m-au impresionat pe mine, ca să zic așa. Dar pe viitor o să pun chestii, doar chestiile scumpe, ca să pot să cresc în level, în net worth, în score, ca să zic așa. Și aici aveți check another gallery și practic puteți să vă uitați la alte persoane ce și-au expus. Uite o galerie, uite cineva care seamănă foarte mult cu mine. Calendarul Maiaș, wow, o lingură, ce e asta? Nici măcar nu știu ce e aia, nu cred că vedeți, da. Pare a fi o lingură, o coroană. Și are 2000, eu am mai multă valoare ca, nu, asta e doar din galeria lui. Puteți să dați like, din păcate nu există niciun... nicio modalitate să căutați pe cineva. Dar mă gândesc că pe viitor o să existe clanuri, o să existe funcție de search, de prieteni, chestii de genul ăsta. Jocul din nou, el a început, a apărut de, cred că n-are nicio lună de când a apărut, și mai durează până, uite, și o piramidă. E mișto că te poți uita, poți să vezi creativitatea oamenilor, ca să zic așa, dar din păcate nu există prieteni. Aș vrea să mă uit la prietenii mei ce au în galerie și chestii de genul ăsta. Dar da, mă rog, asta e galeria și e o chestie foarte mișto pentru mine, mie îmi place ideea, pur și simplu trebuia să existe în fiecare Bedwars, dacă mă întrebați pe mine, e ceva ce m-a impresionat pur și simplu. Altă chestie pe care nu v-am arătat-o, pentru că asta o deblochez ceva mai târziu, este Global Market. Și în momentul în care ai nevoie, gen, practic aici poți să vinzi obiecte pentru alți playeri reali și poți să cumperi obiecte de la alți playeri reali. Și uitați-vă și voi ce se vinde pe market. Prețul nu poți să pui chiar ce vrei tu, există un range efectiv, nu poți să-l pui nici foarte ieftin, nici foarte scump, dar ideea e că dacă ai nevoie de unul din obiectele astea, le poți căuta la player. Eu de obicei mă uit la mașini, pentru că am nevoie, uitați-vă, motoarele se găsesc, de asta zic că motoarele nu sunt așa de importante, motoarele se vând și ușile se vând și roțile, de obicei se vând mașini gata construite, deși nu știu de ce ai avea nevoie de așa ceva, pentru că ăsta e greu să o vinzi tu la prețul ăsta pe market, nu știu exact care e valoarea ei exactă, dar da, puteți să vă uitați, puteți să aruncați mereu o privire pe aici și dacă cumva prindeți, am prins la un moment dat un scaun, o singură dată în viața mea am prins scaun, în rest am prins multe uși, multe roți și vă recomand să păstrați scaunele, pentru că sunt rare și aveți nevoie atunci când vreți să asamblați mașini și o afacere cât de cât bună să asamblezi mașini. Altă chestie este casa, pe asta v-am arătat-o doar așa foarte scurt, prima dată când v-am prezentat jocul. Asta este practic tot așa pentru vanity, ca să zic așa. Aici poți să te lauzi cu mașinile tale. În momentul de față am un Mustang. Nu știu ce fel de mașină o fi asta, să fie un Mustang sau ceva, fără drepturi de autor. Mă rog, ideea e că am un Mustang, da? Am găsit carcasa, am pus, nici nu mai știu, am pus vreo 3 roți, 2 scaune, o ușă, chestii de genul ăsta. Am asamblat-o în 2 zile și am pus-o aici ca să mă laud cu ea. Ce, pe măsură ce avansezi în level și în bănuți, poți să dai upgrade și o să ai mai multe, uite, spre exemplu, la următorul nivel. Nu știu exact ce primesc, nu mă grăbesc, efectiv, am nevoie o 15.000 de bănuți. Aș putea să fac asta, dar nu vreau momentan, oricum am o singură mașină și asta e practic, nu te ajută, de fapt, ba da, și chestiile de aici, toate chestiile pe care le expui la casa ta, îți măresc net worth-ul, îți măresc punctajul total, ca să zic așa. Există și pentru aircraft, aici o să fie, nu știu, avioane, elicoptere, turbojeturi, chestii de genul ăsta și există și watercraft, ăsta e portul, unde o să poți să ai bărci și chestii de genul ăsta, mi se pare pur și simplu foarte tare. Altă chestie pe care nu v-am prezentat o dată trecută este Fela Market, care... mi se pare că s-au și resetat, da. Practic aici sunt NPC-uri care vând chestii. Spre exemplu, ăsta vinde 2 cărămizi. Hai să vedem, mă interesează ceva cu adevărat de aici. Asta vinde o cărămidă și e interesat de gemuri. Aș putea să cumpăr, nu știu, aș putea să cumpăr scooterul ăsta, să zicem. Și ce, ea e interesată de bănuți. Practic bănuții valorează mai mult. Hai să-i dăm și noi, nu știu, aș putea să cumpăr chestiile astea cu
100, să zicem, ar fi mișto. A ajuns pe galben. Asta înseamnă că am șansă de 50-50, ca dacă îi dau, dacă mă tocmesc cu ea, am șansă de 50-50 să accepte trade-ul, dar eu vreau să fiu destul de sigur, așa că o să-i dau 106 bănuți și am șansă, nu știu, cel puțin eu cred că e 100% șansă să accepte trade-ul ăsta. Îi dăm bargain, momentan nu am spațiu în inventar. Dar da, în principiu odată ce apeși pe bargain, există o șansă să accepte sau să nu accepte oferta și primești obiectele astea și tu dai $106. O chestie foarte mișto, care din nou nu v-am prezentat o dată trecută și nu știu dacă mai e ceva ce ar mai fi de prezentat. Mașina pe care vă upgradați v-am arătat, gen mașina cu care transport lucrurile, locul unde cureți obiectele, facultatea, v-am cam prezentat data trecută tot ce e de prezentat, ca să zic așa. Vedeți că orașul meu deja a evoluat, mi-am mai cumpărat teren, mi-am mai pus căsuțe. Căsuța asta e destul de mișto pentru că odată pe oră primești $300 și practic e profit pur. Asta e interesant la casele astea, pentru că e ceva pur și simplu să primești bănuți odată de fiecare dată când intri în joc, ca să zic așa. Mereu când e o pauză și te întorci, poți să colectezi toate chestiile astea. Și în principiu, fraților, cred că v-am arătat cam tot ce nu am apucat să vă arăt data trecută. Azi că am înțeles cum stă treaba și cu ligile, mie personal mi se pare destul de interesant sistemul, pentru că din nou mă așteptam să funcționeze cu totul altfel. Mă așteptam să funcționeze ca și pe Bedwars 1 și pe parcă și pe Bedwars 2 existau ligile, dar nu mai știu. Mă rog, acolo era ideea de profit, era vorba de profit, cine face cel mai mult profit ajunge în liga următoare, primește premii și chestii de genul ăsta. Asta mi se pare ceva mai interesant, mi se pare mai spicy, ca să zic așa. Nu știu dacă în ligile viitoare o să fie vorba de obiecte epice, de obiecte legendare. O să om trăi și o vedea. Dar da, fraților, ce să vă zic, succes la ligă, succes la adunat cât mai multe obiecte în Common și ajuns în top și ne vedem în Diamond League, presupun. Dar da, cam asta a fost și cu episodul ăsta din Bedwars. Eu sper că v-a plăcut și dacă v-a plăcut, nu uitați de butonul de like pentru că mă ajută foarte mult. Cam atât am de zis. Eu am fost Racu și vă dau data viitoare. Numai bine.